Salutare și bine v-am la un nou episod cu Paladins Competitiv, datat și cu Inara. Nu uitați să apăsați un like, un share, să crem așa, să de la mult. Și azi începem să facem și noi în meciul de astăzi. Noi avem Inara, Androxus, Pip, Aera și Victoria, Umakoa, Lex, Kinesa, Grover și Ruckus. O echipă destul de interesantă au ei. Noi avem healer, dar nu avem doi tanci. Ei au doi tanci, au și healer, au și flank, nu au damage, au decât pe Kinesa care face damage teoretic, dar bine, nu-i ca un Tyra sau un Victor. Mă rog, o să vedem. Dacă vreți să vă jucați Paladins cu mine, adăugați-mă la The Three Corbir. Adică ăsta de aici, mă ați acolo și ne putem juca împreună. Uite ce costumați are ăsta pe Androxus. Ăștia deja se ceartă aici pentru că, da, nu au ales, nu știu ce, s-au supărat și bla bla bla. Nu? Hai că punem wall-ul și punem și... A first blood deja. Bun. După ăla, după ăla. Nu, nu, nu. Nu mă, lasați-mă pe mine. Lăsați-mă, fraților. Nu aveți treabă cu mine, credeți-mă. Eu stau decât pe punct aici, promit. Nu fac eu, nu vă fac damage. Dar vă mai lovesc așa cu un Kataro în cap din când în când. Piatra în cap i-am dat la Alex. Ia, haide, lasă-mă tu, Chine, să nu mă deranja. Nu mă deranja, tu? Ce? Ce ai cu toate astea sunetele astea ciudate? What the fuck, ați auzit-o și voi, nu? O să dau pe ăla acolo. Dar Chinesa e aparent dă pe mine. Eu tot o să le fac damage-ul. Dar o să rămân și lângă payload în același timp. Nu? Nu? Sper că mai scap. Nu mai scap, e Lex pe mine. Am încercat să mai scap. Mai multă armură, cred că o să fie suficient de bună. Bă, acum dacă ăștia se descurcă, na, totuși este destul de bine. Kill this Lex, stem flank. Pe pomp. Oh. Fac, fac, ce damage au dat ăștia. Nu, dă-te înapoi, Bandroxus. Nu faci tu mare brânză că stai acolo, frate. Nu? Mamă, dar ce... Stau și ăștia acum o să ne bată stând așa. Singurul lucru e să nu tragă măcăua ăla. Da, tot o pot da pe aia în spate. Și pune zid. Să scot și asta. Haide. Capă ăsta. Dar nu scapă. Fel. Am pus wall-ul, stați acolo. Ce-ți activ e să le pui wall-ul în față. Ei te urmăresc. Ăla-i, frumos, am luat și o kill. Aaa, m-a urt. Ați iau asta pentru că Pip o tot să-mi dea heal. Și o să am nevoie de heal-ul lui. 4 secunde. 7 cu 2. 1, 3, push failed. N-am fost bine lângă payload acolo. Bă, nu-i problema ta vreme, că dacă tot o să luăm așa primul punct cum am făcut acum așa să pușăm. Ăsta are skin-ul complet sau? E, nu e complet, capul ăla parcă știu că e diferit. La skin-ul ăsta. E, mă rog. Ce zice asta aici, Androxus? Stay on the payload. Ok, păi da, păi nu stăm. Dar păi ce să facem? Am murit și-o acolo. M-a tras Makoa, m-a dat aia o grămadă de damage. Makoa are chestia asta. Your weapon deals increased damage to shields. Păi cine are shield? Alo? Ok. Kinesa și ala la fel, adică oare... Da, nu, noi nu avem shield, adică... În afară de HP-ul și de wall-ul meu, nu avem nimic tank în echipa asta.
O, ăsta și-a dat ultimat aici și m-a și prins. O. O dată la Big Gun acolo. O. Hai mă, damagerii noștri, faceți acolo chestii. Pe ăsta. Faci băi, frate. Oh my god. Vino cu a negrule. E carat, a? Lăsați-mă, mă, în pace. Uite-mi ce mă apasă-i pe mine. Lasă că eu stau pe punct aici, frumos. Pe ce ador campionii care să rămân pe punct cu ei. 96. Frumos. Atâta trebuia. Bine. Am dat pe Mokoa pe spate acolo. Bun, frumos, s-a ocupat Androxus de ei. Oh, bun, frumos. Eu mor pe ăștia cu piatra, frate. Dacă nu dădeam stun-ul la Măcău acolo, poate să ducea și salva pe ea cu scutul. Se putea să punea cu scutul lângă ei și pur și simplu îi salva după. A fost destul de bine că am stat acolo cu el. I-am dat stun-ul. Oops, sorry, my bad. I-am pus-o la zidul. Oh. Oh, cred că-s mort de data asta. Au! Fuck. Oh, fuck, m-a luat până la urmă. Am încercat să jucui, să scap, nu am putut. Oricum, mă duc pe un build super, super tank. Ca să pot resta, stau foarte mult lângă payload, să pot să stau pe punct. Asta vă stătești pe voi să faceți dacă jucați Inara. Am văzut un clip pe net cu Inara flank. Bă, deci era atât de faină. Deci rupea cu ea. Deja în 7 minute, 3 la 1. Nice, îl luăm pe ăsta mai mult ca sigur. Dacă merge așa bine, mai jucăm unul. Sperăm că merge tot la fel de bine. De obicei prind echipe destul de nasoale de la o vreme. Nu înțeleg de ce. Cum s-au dus și ăștia? Adică avem un flanker, damager. O să-i spun că e suport. Nu dă foarte mult heal, nu este ca un Grover. Sau ca, nu știu, ceva care dă foarte mult heal. Dar este bun și el în lipsă de altceva. Eu sunt singurul care sunt tank care pot sta efectiv pe punct. Îmi place foarte mult Inara cu... asta cum îl cheamă? Cu Fernando. Pun peretele. Cine a tras? Taira. Ce mă, că ăsta e pe mine, mă? Bun, l-am omorât. Sigur dai tu ulti. Băi, dă cineva pe punct acolo. Dă cineva pe punct, de la ei. Dar nu știu cine. Ah, era Grover. Ok. Bine că l-au scos ăștia. Am și ultimata din nou. Bun, hai că mergem să stăm pe punct. Și ăsta va fi cu siguranță al nostru. Din nou pe spate, Măcoa. Mă stă bine. Bun, omorât ăla. Am pus și piatra aici. De ce overtime? Hai mă, scoate-ți. Mă pleacă de aici, omule. Ilia cu verde înflorit. Fugi. Acum tu ce mai vrei? Bun, ai venit să mor doar, nu? Ce-i ăsta? Bun, victorie! Ăla-i. Azi e în play of the game și mai jucăm unul după ăsta. Ia, yeah. Pip. Ok? Bravo, Pip. Îmi plac chestiuțile, are lichidul așa băgat în grenezi și în ala. Unu. Ia să vedem. Uite, eram și acolo, în dreapta. Frumos, bă. A intrat frumos. Asta a fost un flank de la el.
Foarte, foarte fain. Bun, fraților, haide că mai dăm încă un match. Am luat ce am luat aici? Objective time. Bun, fain. Ne-am întors cu cel de-al doilea match, suntem tot cu Inara aici și am picat din nou cu Androxus. Știți băiatul ăsta care a fost match trecut, dar acum a venit fără haină. Parcă el era, nu? Sau nu era el? Parcă are numele cunoscut. Nu știu, parcă îmi pare el. Și ei au Moldamba, Victor, Beric, Shanlin, Makoa, Noinara, Thorvalding, Daira și Androxus. Bă, o să merem pe același build, o să-mi iau armură, dar o să-mi iau ăsta pentru Makoa și pentru Beric acolo. Pentru că o să fie destul de bunicel. Bun. 1. Haide. Bă, să mă duc repede să pun wall-ul. Acum. Bun, deja e blocată o parte din intrare. Da, să vedem dacă suficient să-i scoatem pe ăștia. Ce tot vrei, mă, frate, aici? Fugi, 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 first blood. O să-mi iau și aia pentru heal, că este foarte bună cu Ing. O să ne dea foarte mult healing. Ce? Pleacă, bă, șarpișorule de aici. Ok, am blocat, acum doar să-i scoatem. Bun, l-am scos pe ăla. Scoatem și pe ăsta, double kill. Easy. Your aid is appreciated here. Ăla tot se duce. Am blocat pe Shanli. Bun. Am luat 6 pe ăsta unde l-am pălit cu o bucată. Serios, credeam că l-am lovit și-o măcar o dată. Ce a ratat ăla cu. Du-te, Ing, după el. A rămas singur el aici. Bravo. Hai, că sunt cu tine, Thorvald. Trebuie să scoatem suportul pentru prima dată, dar mere și asta. A fost bine. I-a luat aia pe amândoi. Bravo ei. Dacă merge meciul ăsta așa rapid, frate, e super bine. Îl ia Androxus? Nu. L-a omorât. Bun. Bă, ce-i cu meciul ăsta așa ușor? Iar l-am trolat pe ăla. O să pun și un de ăsta aici. Cred că o să-mi păstrez ultima ta, nu o să mi-o dau acum. Văd că nu-i nimeni în pericol deocamdată. Bun! 2-0 din prima, suntem 6-0. Ăla-i, și am și ultima ta pregătită. Ne luăm asta și... nu cred că o să vină la stea foarte mult pe punct. Dar eu vreau să stau foarte mult pe punct. Hai să mergem tot cu armură și... Tocmai era să dorm ceva pahar. Ei, bai. Asta l-am pus la loc. Gata. Nu-mi place să zici că e lagia ta din Vikings. Nu știu dacă urmăriți serialul Vikings, dar dacă urmăriți sau dați un search, scrieți lagia ta pe Google, o să vedeți. Nu știu, parcă mi-aduce așa foarte, foarte mult. Adică gen frizura. Bă, ce șofi? Uite ăsta are căluz de la înflăcări. Revine așa rapid. Să nu veniți pe aici. Vă rog eu frumos. Am ultima ta. Amu. Bun. Bravo, bun. Frumos, ultul. Păi Makoa, nu știu, nu era cea mai inspirată alegere să mă tragi lângă tine, dar dacă tu ai vrut asta acum, ce să fă? Să mă stai acolo. Îmi place vă să-i blochez, Donald Trump. Make America great again. Let's build the world. că-l prind. Mort. Deja sunt flanker. Care mă apasă? Bun.
Rampage. Oca, suntem deja 12 cu 0. Așa, ăla mă tot ținea el pe mine. Păi ești nebun. Serios, Shanliule. Ăla și-o dat Q Shanli, l-am auzit. Păcat că și-l-a dat un wall-ul meu decât. Ups, 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 ăla a dat din stânga. Nu, nu mă omoră, mă. Bun, bravo. Ai murit. Please heal me. Thank you, my friend. Bun, frumos. Ce la depărtare l-am luat. Bă, suntem aici, mă. Unde crezi că fuge, a? Îți dau cu piatra în cap. Hop, cataroiu. Unde a dat la ultima ta? A dat într-o parte, așa. Marș. Pe spate, Măcoua, please. Eu uite pe ăsta să bubui pur și simplu Măcoua aici, ați văzut? Gata, mor băiatul Măcoua. Nu, mă, m-a omorât Victor, mi-a stricat scorul perfect, 19 cu 1. Du-te, bă, băiatule. Mi-a stricat scorul perfect. Bun, victory. Easy, easy, primele două meciuri. Azi am și play-off the game-ul, ce n-am făcut. Dacă nu eu, atunci cine? Foarte, foarte fain. Ia să vedem ce am făcut. Aha, a, ultimata aia. A fost după ce am dat ult-ul aici. Nu mi-ar tași când a dat ultimata. Nu-i bai. Au fost foarte, foarte fain cu Inara. Bă, frate, asta a fost episodul din Paladins Competitive. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați un like și să scrie mă așa. Sunt tare, tare mult. Eu am fost eu, bun, până la viitoare, v-am salutat. Pa, pa!